Am revenit, doamnelor și domnilor, știrea acestei zile este următoarea. Tudorel Toader a nominalizat-o pe procurorul șef de pe lângă în Alta Curte de Casație și Justiție de la Constanța, doamna Adina Florea, domnișoara Adina Florea, drept succesoarea Laurei Codruța Chioveș și la șefia DNA. Urmează un aviz consultativ de la CSM și apoi decizia președintelui Klaus Iohannis. Ceea ce este interesant în această poveste este că Adina Florea este parte într-un dosar al DNA. S-a vorbit la vremea respectivă că ar fi fost destinatarul unor șpăci date de un om de afaceri constanțean, Răzvan Dimoftache. Nu știm dosarul în ce situație se află, știm doar că Dimoftache și un alt procuror de la Constanța au fost deja condamnați în primă instanță la pedepse cu închisoarea. Trebuie să vă mai spunem, doamnelor și domnilor, că a apărut aici în platou o ipoteză interesantă, anume faptul că doamna Florea a fost propusă cumva ca mumeală, în sensul că președintele are dreptul doar o singură dată să refuze o numire, ca mai apoi cine este pregătit pentru acest fotoliu să meargă nestingherit către biroul de procuror șef al DNA. Nu știm dacă se va întâmpla așa. Cătălina Antoche, jurnalist cetățeanul.net, George Mancio de la ProRomania, avocatul Florin Constantin Durgheu cu mine aici în studio. A fost și o primă reacție a doamnei Florea, care a afirmat că este onorată de nominalizarea pe care a făcut-o ministrul Justiției Tudorel Toader, un ministru al Justiției care nu prea le înțelege el pe astea cu conflictul de interese. Făceam referire la faptul că și domnia s-a depus cerere să devină notar. Ce spune Adina Florea, citez, e atât de repede, acum să vă spun ceva despre planuri, înțeleg că proiectele s-au publicat, mai multe nu aș putea să vă spun, sunt foarte emoționată și pe mine m-ar lua emoția. De asemenea, propunerea Adina Florea zice, sunt onorată și emoționată, trebuie să-mi revin pentru că am avut emoții mari, aproape că nu-mi găsesc cuvintele. Sper ca secția pentru procurori să aibă încredere în alegerea făcută de domnul ministru. Astea sunt cuvintele Adinei Florea, pe care și noi încercăm să o sunăm. Răspunde Vali? Nu răspund. E bine, o să vedem reacția. Dincolo de reacția Adinei Florea, vă spuneam, domnilor, știrea zilei este asta. Mai avem două știruci, anume Teodorovic și cu Toader s-au întors cu coada dintre picioare de la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis nu i-a primit și, în sfârșit, putem să vorbim despre alte două subiecte interesante. Povestea asta cu rectificarea bugetară servită cumva de guvern, în ședința de guvern de ieri, fără avizul CSAT, și jocul pe care îl joacă actorii politici, Klaus Iohannis pe de o parte și domnul Tăriceanu cu domnul Dragnea pe cealaltă parte. O să vorbim și despre întâlnirea aia de taină, despre dilema televiziunilor și o să vedeți de ce. Și dacă îmi permiteți, o să vorbim și despre nuclearele pe care le lansează Gabriela Firea la adresa lui Liviu Dragnea și a Partidului Social Democrat, parte din el. Hai să începem cu cei doi teutoni care s-au deplasat astăzi la Cotroceni și care au sperat că, vezi, doamne, se vor întâlni cu președintele Klaus Iohannis. Acesta a refuzat să se întâlnească cu cei doi și a trimis doi consilieri. Hai să vedem întâi gestul. Este ok gestul lui Klaus Iohannis? Nimeni nu poate să comenteze gestul președintelui. Uite că eu pot. Nu, referitor la... Trebuie pus în context. Acum, pe de altă parte, trebuie avut în vedere că, într-adevăr, doamna Viorica Dăncilă avea planificată întâlnirea în Spania. Era planificată. Ieri am aflat că e planificată. Nu, cu vreo două zile înainte. Bine, tot. Sper să nu se întrebe cineva. Bine, o astfel de vizită se stabilește în luni de zile. Nu e de azi pe mâine, fără doar nu e de azi pe mâine. Cu două zile înainte a transpirat faptul că Viorica Vasilica Dăncilă joi se va afla în vizită în Spania, se va întâlni cu regele Felipe, cel care înlocuiește pe abdicatul Juan Carlos, da? Pe ăla l-au prins cu niște elefanți. Moment. Bun.
revenim. Și atunci, Verica Vasilica Dăncilă a fost chemată într-o scrisoare de Claus Iohannis pentru astăzi de dimineață la Cotroceni. Domnia s-a spus, na, eu voi pleca în Spania, da? Și atunci i-a trimis pe cine? Pe domnul Toader și pe domnul Teodorovic, da? La președinte. Președintele a zis, cine a venit, mă? Cine mă acolo la poartă? Păi ăștia doi. Ăștia doi, nu mă fac ei. Ia luați-vă de aici doi consilieri. Știți care e gestul? Nu, este foarte ok dintr-un simplu motiv. Scopul întâlnirii de azi cu doamna premier era să discute despre rectificare. Pentru că în prima fază în ședința CSAT au suspendat președintele ședința pentru a discuta. Așa ca să vedem prima reacție a Adinei Florea la, după anunțul lui Tudorel Toader, da? Reacție. Hai. Emoționată și onorată de propunerea domnului ministru. În zilele următoare e simplu, o să-mi continue activitatea de procuror la pachetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Din punctul meu de vedere, toți am avut șansele noastre, toți suntem procurori cu experiență. Experiența profesională, experiența în actul de justiție, proiectul managerial, punctul meu de vedere. Aveți proiectul publicat pe site-ul Ministerului Justiției, mai mult decât este acolo, dați-mi voie ca deocamdată să nu comentez. E o propunere care mă onorează, repet, asta nu înseamnă că trebuie să o tratez cu foarte multă seriozitate și cu foarte multă conștiinciozitate, încercând să obțin și încrederea colegilor mei, a domnilor procurori din CSM. Da, asta este reacția doamnei Adina Florea și în sfârșit am aflat ce e cu dosarul la penal. Pot să vă spun informațiile. Vă place, nu? Doamna Adina Florea, culmea, într-un dosar al DNA alături de contracandidatul ei, Andrei Bodean. Deci, de la Constanța, amândoi. A fost instrumentat de secția 1 a DNA-ului condusă de Gheorghe Popovici. Cei doi procurori, Adina Florea și Andrei Bodean, au fost cercetați în 2016 de DNA alături de mai multe persoane. Punct. Dosarul a fost clasat, dar ordonanța, opa, stați că e codicilul, ordonanța a fost atacată în justiție la Curtea de Apel București. Judecătorii acestei instanțe și-au declinat competența către alta curte de casație și justiție, care în 31 mai 2017 a dispus redeschiderea urmăririi penale față de Andrei Bodean și Adina Florea. Opa, tropa. Decizia fiind, spuneți domnul avocat, definitivă. Ei, acum nu se știe în ce stadiu se află acum ancheta la secția de combatere a corupției DNA. Și vă spun și despre ce e vorba, că am aflat. M-a spus că securiștii mei sunt mai securiști decât așa. Dosarul a fost format în baza plângerii unui agent de poliție, pe numele său Grigore Dumitrel, pentru acuzațiile de trafic de influență, abuz în serviciu, fals intelectual, favorizarea făptuitorului, constituire de grup infracțional organizat, în vederea săvârșirii de infracțiuni, cercetare abuzivă. A? Ce spuneți? Adică doi candidați, domnul Bodean și domnișoara Florea, doi dintre candidați, iată, cu dosar redeschis la DNA, da, prin decizia definitivă a înaltei curs de casație și justiție. Nu se știe stadiul acestui dosar, dar e clar că nu este închis în momentul de față. Și iată, Adina Florea este propusă spre nominalizare la Claus Iohannis. Interesant. Ați aflat și scheletul despre care vorbeam. Interesant că cei doi procurori au fost cercetați de secția 1, unde șef cu delegație, domnul Gheorghe Popovici, e tot de la Constanța. Ca să vezi coincidență. Mai mult decât atât, dacă intră în vigoare noua formă a articolului 305 aleatul 1, cod de procedură penală, automat dosarul va fi clasat din moment ce a trecut mai mult de un an de zile de la începerea cercetărilor. Dacă nu ai cercetare, de fapt nu, aici este impersonal. Dacă e pe faptă. Păi da, ați auzit ce ne-a declarat în exclusivitate domnișoara Florea, dacă e onorată, că are plan de management și nu știu ce. Bă, dar să o întrebăm și noi, dar cu dosarul ăla, cum e doamna procuror de la parchetul de pe lângă înalta curte de casație și justiție Constanța, că poate ne spunea și nouă cum e cu dosarul ăla, ca să știm că vă dați seama dacă o refuză Claus Iohannis pe aceste temei, da,
Cariera domniei sale nu să zicem că are un regres, dar așa o smetă, așa, de o zgudie până în temelii. Adică nu cred că e și complicitatea domniei sale, dar mă, sunt de acord cu propunerea. Dar dânsa e așa, am fanfar aici. Domnule, sunt emoționat, onorat, am făcut un plan. Băi, deci, dacă a citit cineva planul ăla, eu acum, nu știu, dau laptopul lui domnul avocat și mă duc. Deci pe bune. Chiar credeți că a citit cineva planul de management? Revenind, dacă cercetarea ministrul sigur l-a dacă cercetarea continuă în acel dosar, obligatoriu să continuă discuția. Și nu s-a mai întâmplat nimic între timp, atunci domnul Toader are o mare problemă. Cum ai putut să accepți la interviu pe o persoană care are de rezolvat această problemă? Poate e nevinovată. La interviu nu ai cum să nu accepți, că s-a înscris. Ai studiat mapa profesională ca să-l accepți la interviu. Apoi... Nu, cum l-ai acceptat la interviu? Cum ai făcut propunerea? Da, întrebarea mea este următoarea. Are certificatul de sare. Ministrul Justiției, în momentul când cheamă pe cineva la interviu, băi, la că te duci la un privat, îți ia măcar un curriculum vitae. Ia zi, mă, ce ai făcut în viață? Bine, să nu apare în CV. Am văzut două găini și trei lulele. Dar când te duci așa, tu trebuie să cauți un incoruptibil acolo, un Elliot Ness, da? A luptat antimafia. Ați aflat evident că el știa exact. Păi eu în 5 minute am aflat care, cum, secretul ăla. Adică domnul ministru Toader nu știa? Știa foarte bine și a asumat povestea asta așa cum am discutat mai devreme. Merge la două capete. Fie o să numească Claus Iohannis președinte DNA și atunci este șantajabil cu acel dosar sau nu? Fie dacă nu, Claus Iohannis o respinge și la a doua variantă nu mai are cum să răspundă. Iertați-mă, foarte important. În repetate rânduri, Partidul Social Democrat, reprezentanții acestea, s-au plâns de faptul că nu ar fi fost informați la timp de către SRI cu privire la diverse aspecte. Întrebarea este acum, domnul Tudorel Toader a primit o informare despre candidații de la SRI? Da? Păi uite, chiar asta facem. Am rugat colegii de regie să sune la Tudorel Toader. Că poate domnul ministru al justiției are de gând să ne răspundă la telefon. Că eu vreau să-i adresez respectuos o întrebare. Știi? Nu cred că că eu nu sunt dilema televiziunilor acum, bă, cu cine mă bag eu, acum cu cine mai țin. Aici vis-a-vis de Războiul Dragnea Firea, pentru cunoscători așa, da? Aia cu povestea aia, că s-au întâlnit aia doi și au discutat despre legea offshore. Dumneavoastră, domnule Botin, credeți că dacă ați vorbit cu domnul Tudorel Toader acum și l-ați întrebat, domnule, știați de faptul că această distinsă doamnă procuror are dosar deschis tocmai la DNA, vă va răspunde că da? Păi dacă credeți că ar putea să răspundă că da? Fie este mincinos, fie incompetent. Nu răspunde, domnule. Răspunsul nu poate să fie decât negativ. N-are cum să răspundă da, știam. Având în vedere practica ultimelor luni de zile când vine doar în declarații de presă, nu acceptă nicio întrebare. Da, și uite așa cu doamna din afară, hai să revenim la... Băi, cred că e a șasea oară în emisiunea asta. Eu cred că cineva face de-alea vudu, să nu vorbesc eu despre cum s-au dus cei doi crai de la răsărit, domnul Toader cu domnul Teodorovici, la Cotroceni și s-au întâlnit cu niște consilieri pe principiu, ia stai bă, șefii cu șefii, omologii cu omologii. Exact. Dar la ce s-au dus ăștia? Că eu tot nu înțeleg, că au trecut rectificarea bugetară. La ce s-au mai dus? S-au dus să-l convingă pe Claus Iohannis. Toader din punct de vedere juridic a fost ok, Teodorovici din punct de vedere economic că a fost ok. Evident că scopul întâlnirii era să discute despre avizul CSAT și despre felul în care trec bugetul. Aviz care lipsește, aviz exact, care n-a l-au trecut fost aseară fără să aibă avizul, ce se mai trească cu ei? Dacă era Viorica Dăncilă, ce se mai vorbească cu ea? Oricum este inutil. L-au trecut în lipsa unui aviz. Exact, aviz care lipsește, aviz care oricum este inutil în momentul ăsta, din moment ce rectificarea pentru care avem o dispută constituțională, da? Deci, în rectificarea bugetară, guvernul, am schimbat și titlurile alea, ziceți ce trebuie. Așa, zice așa, că la instituțiile care țin de siguranța națională, și aici mă refer la Serviciul Român de Informații, da, și la Serviciul de Informații Externe, SPP-ul, că ăsta păzește demnitatea. Dar zic așa, domnule, este obligatoriu avizul CSAT, da? Pentru umblări în sus sau în jos, indiferent, la buget. Indiferent, în general, pe celelalte componente, că e Ministerul Muncii, că e Economiei, Dezvoltare, nu mai este clar. Dar pentru astea două este musai, da? Bun. Claus Iohannis i-a chemat pe toți în CSAT. Când a văzut că e langa și ăștia o țin așa, omul a făcut o chestie pe care eu n-am mai întâlnit-o în istoria post-decembrist. A suspendat ședința. S-a ridicat și nu le-a mai dat de ales ăstora, da? Adică ia să văd iepurași ce faceți. Ăștia presați de tot de declarații.
delegațiile lor, că aoleu, nu sunt bani de pensie, ce au zis? Păi, dar dacă tu România e pe persoană fizică la domnul Dragnea, facem mă noi ce vrem în țara asta și au forțat caracter de urgență, hotărâre de guvern, că aici ai noțiunea, când ai hotărâre de guvern, înseamnă că ordonanța de urgență înseamnă că e urgență maximă. Și că este iminent, iminent un risc. Da? Și-au dat-o cu tupeu. Acum Klaus Iohannis ce să facă? Zice, bă, am chemat-o pe Viorica, dar asta oricum mi-a dat flit. Ia să vedem și avocatului poporului. Și avocatul și Ciorbea s-a trezit din somn, că știi, toamna, ne mai trezim și noi din somn și, a, bă, dar iau în considerare, o să analizăm. Hai, mă, ce trebuie să înțeleagă telespectatorul este faptul că, indiferent de ce parte a baricadei te poziționă, stânga sau dreapta, această ordonanță nu are cum să fie în regulă din moment ce avizul lipsește. Corect. Avizul putea fi negativ. Exact. Avizul putea fi negativ fără refusul discuție. De a aviza. Corect. Da, putea fi negativ. Avizul fiind consultativ, puteai adopta bugetul fără un aviz pozitiv. Dar din moment ce se impune existența unui aviz, el trebuia să existe. Iar ședința fiind suspendată, efectiv, avizul lipsește cu desăvârșire. Nu e nici pozitiv, nici negativ. Iar justificarea asta au vrut. Asta au vrut ei să cumva să îndulcească și să repare prin cei doi emisari, ministrii justiției. Bun. Și domnilor, două minute, așa, pentru că, uite, Antena 3 titrează, domnule Dragnea și Tăriceanu s-au întâlnit ei la Senat și vai, vorbesc despre legea offshore. Ce ai făcut, Bobiță? Hai să fim serioși. Totuși, eu pun o întrebare. Ce-ar fi putut vorbi cei doi? Da? Dacă, eu cred că urgența numărul unu în momentul de față nu e nici rectificarea bugetară, nu e nici, nu știu, de ce zi, să fie rectificarea? Banii, SPP, efectele, nici Adina Florea, domnul avocat, nici Adina Florea, nici mama lui, ce vreți voi. Urgența numărul unu pentru PSD în momentul de față nu este nici măcar potolirea războiului cu Gabi Firea. Nu! E amnistia și grațierea. Și mai e una. Iar amnistia și grațierea a fost moneda pe care Liviu Dragnea a tot folosit-o într-un troc, să zicem, cu Călin Popescu-Tăriceanu. E bine, cuțitul fiind la Oscar, mâine, poi mâine s-ar putea să nu mai aibă quorum dacă rupe Gabriela Firea mulți dintre parlamentari. Se pare că miroase la o chestie de asta, amnistie și grațiere, și că trocul s-a făcut. Trocul fiind așa, Tăriceanu candidat unic, amnistia și grațierea pe repede înainte. Eu cred că... Credeți că e o variantă? E posibil să fie, este multe, dar gândiți-vă că Liviu Dragnea, dacă vrea să dea această ordonanță, o dădea de multă vreme, pentru că are o majoritate confortabilă de aproape 2 ani de zile. Eu cred că înainte de această ordonanță, el se gândește că îi ține captivi pe câțiva dintre balonii locali, care tot speră o rezolvă săptămâna viitoare, o rezolvă luna viitoare, o rezolvă peste 2 luni. Eu cred că e conștient că după ce își fac băieții treaba cu el, s-ar putea să... Lipsa avizului... În presiune se întâmplă, evident. Lipsa avizului ALDE, lipsa aprobării ALDE, nu se poate da ordonanța de urgență, deoarece nu vor avea avizul ministerului. Dar acum ne gândim cu toții că ALDE este așa de sfinși, că nu și-o doresc, și-o doresc cu toții, să fim serioși. Acum el doar joacă politic Tăriceanu ca fiind posibil candidat la prezidențiale. Toți actorii politici își doresc, că în fiecare partid există astfel de... Domnule, s-a jucat astăzi un joc cumva mai final, puțin în final, jocul final nou, în ceea ce privește mult vehiculata amnistie și grațiere, că e ordonanță, că e lege, că ce vreți dumneavoastră. Deci orice ne-a spune voi acum, eu nu aș fi niciodată convins că nu asta este prioritatea lui Dragnea și a lui Vâlcov și a multor baroni din PSD și așa mai departe. Deci nu discutăm nici de offshore, nici de pesta porcină, nici de Florea, nici de rectificarea bugetară, nici de pensii, nici de sat. Nimic! Asta este varianta. Dragnea trebuie să scape de pușcărie. Mai e o variantă, trecere prin Parlament a legilor justiției, unde majoritatea este o problemă. O singură amănunt vă mai aduc. Unul singur și micuț. Ce caută Eugen Nicolice la serie? L-au numit deja? Interimar, dar pe acolo. Ce caută? Ce are SGG-ul în subordine? Vei vă gândiți și discutăm în pauză. Doar monitorul oficial. Doar monitorul oficial. Și... dacă apare o ordonanță de guvern în monitorul oficial, doar un singur minut, fiind abrogată peste un minut, își produce efectele? Evident că da. Să trăiți. Luăm publicitate. Abrogarea nu va veni după publicitate avem reacția președintelui Klaus Iohannis la
refuzul Vioricăi Vasilica Dăncilă de a se prezenta la Cotroceni, o reacție dură, că uite așa în tenis, băie, certă că balamucul balamucilor. Și o să vorbim evident și despre războiul Dragnea-Gabriela Firea sau Firea Dragnea, cum vreți. Publicitate, revenim. Klaus Iohannis, comunicat, președintele României Klaus Iohannis a transmis miercuri 5 septembrie o invitație la consultări prim-ministrului Viorica Dăncilă în vederea clarificărilor aspecte ce țin de rectificarea bugetului de stat al instituțiilor cu atribuții în domeniul securității naționale pentru anul 2018. Ceea ce am spus, fac paranteză, nu-i de la mine. Președintele Klaus Iohannis și-a manifestat astfel întreaga disponibilitate la dialog cu prim-ministrul Viorica Dăncilă în vederea identificării unor soluții, unei soluții care să permită guvernului să adopte proiectul rectificării bugetare respectând exigențele constituționale. Cu toate acestea, premierul a ignorat invitația la dialog a președintelui României și a supus spre aprobare în ședința de guvern proiectul rectificării bugetare fără avizul CSAT. Președintele României își exprimă îngrijorarea în legătură cu situația creată, care evidențiază un precedent periculos prin depășirea unor limii de predictibilitate în raporturile instituționale, așa cum sunt ele stabilite în arhitectura statului. Un dialog care să conducă la o soluție reală ar fi putut avea loc în condițiile în care guvernul ar fi așteptat să aibă loc consultările de la Palatul Cotroceni înainte să adopte rectificarea bugetară. În acest context, în cadrul unei discuții instituționale, scuze, și nu a unei consultări, ale cărei premise au devenit caduce, joi 6 septembrie, la Palatul Cotroceni a avut loc o întâlnire între consilierii prezidențiali Cosmin Marinescu, Departamentul Politice, Economice și Sociale, și Mihaela Ciochină, Departamentul Legislativ, și Eugen Teodorovici, Ministrul Finanțelor Publice, respectiv Tudorel Toader, Ministrul Justiției. Asta este comunicatul de presă al președintelui Klaus Iohannis, pe principiu, da. Corect comunicatul. Păi e foarte corect comunicatul, adică chiar n-au mai avut răbdare, ăștia i-au rătat pisica, acum omul ce să zică, băi, totuși îmi exprim îngrijorarea, adică e un precedent periculos totuși. Bine punctat faptul că nu există predictibilitate în raporturile dintre instituții. Atât timp cât toată lumea știe că trebuie să se întâmple lucrul acesta și de-abia după aceea următorul, nu poți să sări, nu poți să arzi etapele. Bine spunea președintele că ne place, că nu ne place. A spus foarte corect faptul că în mod cert de la guvern trebuia să aștepte finalizarea consultărilor de la Palatul Cotroceni, preferitor, mă rog, la ședința CSAT. O să renunț la partea juridică. Haideți să trecem pe logică. Un aviz se dă în cunoștință de cauză. Orice aviz îl dai în cunoștință de cauză. Ori președinte a solicitat motivele care au dus la diminuarea bugetului în condițiile unei rectificări puternic pozitive. Da? Ei bine, dacă această scădere era corectă a bugetelor, înseamnă că aveau și argumentele pe care le trimiteau imediat. Trimiteau imediat și în acel moment se obținea avizul. Dar aici poate să scrie doamne la motivare că tăia din bugetul SRI pentru că am fost de acord toată emisiunea cu dumneavoastră, aici nu mai sunt de acord cu dumneavoastră. Dumneavoastră spuneați că motivele puteau să vină imediat. Eu spun nu puteau să vină imediat, nu trebuiau să vină imediat, ei trebuiau să meargă cu motivele. Bineînțeles, nu dinainte. Dacă nu le-ai avut și el ți l-a cerut. Dacă nu le-ai avut și te-ai dus la ședința CSAT nepregătit. Stai, prima dată eu am emoții cu privire la protocolul de la Madrid. Dar vă dați seama ce se va întâmpla acum când doamna Viorica Dăncilă se întâlnește cu, cu regele și când regele, dacă îi zice mui bien, cine știe ce înțelege viața femeie? Până în jur. Da, număr de matriculare. Da. Dincolo de asta, oameni buni, noi asistăm acum la niște reacții ale politicienilor, ale actorilor de pe șichierul politic, cel puțin disproporționate cu normalitatea pe care am vrea să o vedem cu toții în politica din România, da? Adică noi am vrea să vedem niște oameni de stat care se calcă în picioare și 24 din 7 să lucreze în folosul cetățeanului. Băi, nu vedem chestia. Nu, poate e utopie chestia asta. Măi, dar noi suntem în pragul unui exercițiu extrem de important pentru România. Și nu vorbesc de summitul celor trei mări care vine peste două săptămâni. Nu. Vorbesc de preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene, da? Iar țara asta este sfâșiată de lupte intestine politice pe principiul urma scapă
turma, cine nu e de acord cu mine mai bine moare, focul hai să dăm ei, amnistia și grațierea, facem trucuri politice și așa mai departe. Vă dați seama că presa internațională, cea de care ar trebui să ținem cont, sau opiniile oamenilor importanți din Europa și nu numai din Europa, sunt acum cel puțin amestecate, ca să nu caut alt cuvânt vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în România. Păi scrie presa din Europa, primarul general al capitalei României zice despre partidul din care face parte și șeful ăsta că nu știu ce șobolan și șobolănisme. Președintele unei țări cheamă premierul și ăla-i dă cuflit. Se duce în nu știu ce vizită. Ăștia trec bugetul fără să respecte legea. Rectificarea fără să respecte legea. Aveți pestă porcină cât încape pe voi. Inflația e cât este, în ciuda creșterii economice a lui pește. Deci țara asta e un fel de, nu știu, e o chestie de asta, așa. Și încă nu e nimic, să vedeți ce va urma. Nu știu ce urmează, vă spun eu ce urmează, o să vorbim despre declarațiile fierbințe ale Gabrielei Firea, cea care a spus pur și simplu că Dragnea are un serviciu secret, cumva, care pândește la primărie, să-i spună, să-i raporteze ce și cu cine se întâlnește Gabriela Firea. Deci războiul se află la nu știu câta bătălie, dar este extrem de aprins și din ce în ce mai mulți șefi parlamentari ai PSD vin alături de Gabriela Firea să fie începutul sfârșitului pentru Dragnea, cine va ieși câștigător. Facem predicțiile de rigoare peste câteva minute. Bun, am revenit. Vreau să discutăm despre declarația stupefiantă, nucleară, pur și simplu, a Gabrielei Firea, care în lupta ei deschisă de acum cu Liviu Dragnea a afirmat că Dragnea apelează și la supraveghetori, la detectivi care stau la ușa primăriei și care îi raportează lui Liviu Dragnea ce mișcări face Gabriela Firea. Eu am simțit o ruptură între ei când am aflat că la nunta aceea unde Dragnea a dansat și pinguinul, un pas în stânga, unul în dreapta, trei înainte și doi înapoi, Gabi Firea nu a venit la nuntă, ca nuntaș de această dată, deci n-a dat darul după pe această cale, adică n-a mâncat, n-a băut, dar darul l-a trimis și atunci am spus că e ceva putred în Danemarca, vorba lui Hamlet dintr-un domn numit Shakespeare. E bine, acum declarațiile lui Gabriela Firea în fiecare zi devin tot mai dure și tot în fiecare zi vedem surprinzător, nu-i așa, domnilor parlamentari, PSD de Ilfov se raliază în spatele Gabrielei Firea, dar și cei de la Botoșan, doi dintre ei am observat, niște primari, chiar și Chirică de la Iași povestește cam același lucru. Domnule, războiul ăsta e pe viață și pe moarte, nu, domnul avocat? Distinse, domnule, mă bucur să văd că știți foarte bine pinguinul, dansul pinguinului, știți pașii și sunteți atent la toate detaliile. Dar vă rog să nu uitați că doamna Gabriela Firea a mai lansat o nucleară zilele trecute. Nu numai că dânsa este spionată la primărie, dar spunea că serviciul secret al MEI-ului are convorbirile domniei sale pe WhatsApp, transcrise. A văzut transcrierile convorbirilor domniei sale pe WhatsApp. Nu mai e Carmen Dan acum, miza. Nu mai e Carmen Dan. Adică instituțional, bătaia e la vârf acum. Între Gabriela Firea, al doilea cel mai votat om din România. Aici s-ar putea așa, să... Și Liviu Dragnea, aici... cel care a scos oamenii la vot, inclusiv cei din... Aici s-ar putea să fie un moment, deosebit de important și să fie începutul sfârșitului. Pentru cine? Aici întrebarea. Pentru era Dragnea, pentru că dacă ne uităm ce sume se vehiculează prin voluntari și prin, mă rog, câți primari din zonă depind de către domnul Pandele, primăriile din București, să nu uităm, toate sunt... Hai să spunem, e vorba de un proiect de 250 de milioane de euro de mare infrastructură pentru toate localitățile din jurul Bucureștiului, proiect finanțat Jasper, da? Și de care depind practic pe viitor economic toți primarii din jurul Bucureștiului. Depind unitățile administrative teritoriale, iar primarul Snagovului, primarul altor localități. Primarul tot interesul să se realizeze. Să puțin spre deloc. Ei trebuie să realizeze. Cum să vă spun? Normal, pentru că unii sau alții au mai încercat pe mâr, pe câr, chiar și baronii, dar aia sunt duplicitari, așa. Au încercat să-i rupă, dați-mă pe dansatori, ia uite,
că avem și dansatorul. Să-i rupă gâtul lui Dragnea în sensul politic, da? Nu la propriu, Doamne ferește, dar aia sunt atât de duplicitare încât, domnule, când a făcut Dragnea spray, bă, gata, s-au speriat. No, diferența, băi, acum e alta. Nu mai e cu baronii aia, acum e, băi, e bubuială mare. De unde mare. Nu, de unde deci, nu se aștepta. Gabriela Firea, vreți, nu vreți, în momentul de față, este cel mai bărbat din PSD. Da. Exact, eu nu spus. Trebuie exact. Să fim... Bine spus, trebuie să este, fim este în PSD acum, chiar și peste, și peste Caterina Andronescu. Și nu uitați că Caterina Andronescu cumva e tot în siajul doamnei Firea, pentru că cele două, da. Cele două sunt cam de pe acolo. Și încă ceva, vorbim de PSD București, care a câștigat 6 sectoare. Gabriela Firea este președintele PSD București. Vorbim de al doilea cel mai votat om al țării și în al treilea rând vorbim despre cel care în sondaje se uită în jos la Dragnea. Adică copile... Și, care mai, și mai e un lucru important care trebuie vorbit. Abia acum trânta ai pe viață și pe moarte. Știți, știți povestea cu Greuceanu? Că l-a luat Greuceanu pe Zmeu și l-a băgat până la genunchi în pământ, Zmeu până la brâu. Și acum e rândul lui Greuceanu. Și a mai reușit ceva doamna Firea, ceva deosebit în declarație, o declarație foarte abilă din punct de vedere politic, aceea prin care a trecut toate nerealizările Bucureștiului din mandatul domniei sale, și să fim sinceri aici, nu excelează în realizări, dar toate nerealizările le-a trecut practic pe seama guvernului, care nu o sprijină în proiectele capitalei și implicit a domnului Dragnea. Bine, da, haideți să mai zicem un lucru important. De ce este atât de confortabilă? Față de ceilalți lideri care au încercat, ceilalți baroni care au încercat să se ia de Dragnea, toți aveau câte ceva de pierdut. Fie aveau oameni puși în ministere, în guvern, în deconcentrate, fie erau ei numiți politic. Gabriela Firea și cu soțul, familia dânsei, sunt oameni aleși. Sunt angajatori la rândul lor. Exact, la rândul lor angajatori. Au confortul acela uman în care stau la muncă, au încă 2 ani de zile de mandat. Evident că nu este aceeași luptă între ei, adică cum au fost ceilalți baroni. Nu, ea e mult mai puternică și un aspect foarte important este că din PSD ea este omul care controlează mare parte a presei, să fim realiști. Toată lumea are ceva de la presă. Și acum am codicil 40 de secunde. Păi n-are, mă, presa asta o dilemă? Acum are presa o dilemă, nu? Cel puțin televiziunile goarnă au o dilemă acum. Băi, războiul Firea, dragă, noi cu cine să ținem? Hai că una din televiziuni a privit surprinzător loteria. Adică, bă, pe bune, tragem loteria la altă televiziune, cărând și anume niște valize. Bă, n-am nimic cu asta. Așa e în tenis, nu? Dar ce facem pe partea cealaltă? Noroc de noi că suntem echidistanți, că altfel cine știe ce mai spuneam în prea frumoasa emisiune. Știrile pe 1 TV imediat, dragilor. Vă mulțumesc, dragi invitați, pentru opiniile dumneavoastră. Vorba reporterilor, rămâne de văzut ce mai avem și mâine, dacă și războiul este departe de a se fi terminat. Ne revedem mâine la 13. Toate bune!